Hello people, how do you do? Am revenit cu un nou material vorbit mai în șoaptă, așa o leacă, pentru că știți și din clipul anterior că dorm copiii pe la ora asta și asta este practic singura perioadă în care eu pot să filmez, pentru că după ce îi culc noaptea, vă dați seama, prefer și eu să fac altceva, să fac o baie, să mănânc ceva, să citesc, să fac puțină mișcare. By the way, trebuie să mă laud. Aseară s-a împlinit o săptămână de când am făcut sport în fiecare zi acasă, câte 10 minute, 20 de minute. Aseară am făcut chiar o oră și super mândră de mine și am febră efectiv până și la sprâncene. Dar mă rog, asta e partea a doua. După cum ați văzut și în titlu, astăzi o să vorbesc despre ce trebuie să faceți odată ce ați aflat că ați rămas însărcinate. Felicitări! Bănuiesc că de asta sunteți în căutarea unor astfel de informații pe internet. Bănuiesc că vreți să păstrați sarcina. În cazul în care e situația aia de nu vreți să păstrați sarcina, îmi pare foarte rău că treceți prin asta. Nu este decizia mea, nu e momentul să discutăm acum despre avorturi, așa că vorbim despre ce trebuie să faci în momentul în care aflat că ești însărcinată și vrei, desigur, să păstrezi sarcina. Pe YouTube m-am uitat și eu înainte să văd dacă sunt alte gagici care au făcut astfel de clipuri, am găsit foarte puține și mi se pare că nu sunt suficient de on point clipurile pe care le-am găsit. Tocmai de-aia am făcut o structurare a informațiilor. Cum știți deja că este stilul meu caracteristic să vă ofer informațiile și sper sincer să vă scutească de foarte multe drumuri și foarte multe telefoane și alergătură materialul ăsta. Felicitări! Hai să vedem primul lucru pe care trebuie să-l faci și în momentul în care te-ai pișat pe băț și au apărut două liniuțe. În primul rând, take your time. Probabil că o să simți că te ia un val de căldură de la tălp până la urechi. E normal. Eu mi-aduc aminte prima dată când am făcut chestia asta la sarcina cu Matei. Mi-am strâns genunchii la piept pe canapea și cred că am plâns 40 de minute și n-am spus nimănui chestia asta. Am sunat atunci o prietenă care era însărcinată deja în trimestru, spre final de trimestru întâi, să o întrebe ea ce trebuie să fac. Și atunci m-a ajutat foarte tare pentru că ea tocmai ce trecuse prin chestia asta. Drept dovadă, e normal ca din start, în momentul în care vedeți două liniuțe, să vă ia un val de căldură, să vi se facă rău, să vă ia panica. Reacția depinde de la persoană la persoană. Dar ca să știți, este normal să vă speriați, să vă, auleu, oh my God, ce se întâmplă, ce trebuie să fac. Dar relaxați-vă, că de-aia vine aluziva să vă spună ce aveți de făcut. În primul rând, trebuie să vă faceți o analiză de sânge, pe care puteți să o faceți atât la stat, cât și la privat. Se numește analiza beta-HCG. Beta-HCG este o analiză care depistează un hormon din sânge pe care îl produce placenta. Deci, dacă sunteți însărcinate, înseamnă că ar trebui să vă apară beta-HCG în sânge la analiză. Eu m-am dus și am făcut beta-HCG-ul la Regina Maria, a costat undeva la 100 de lei, dacă nu mă înșel. Cu siguranță că puteți să-l faceți la orice spital. Odată ce vi se confirmă că durează puțin până primiți rezultatul, poate să dureze o zi, două, habar n-am, în funcție de spital, de oraș, de stat, de privat, mă rog, odată ce vi se confirmă faptul că sunteți însărcinate prin prezența acelui hormon în sânge, trebuie deja să mergeți la medicul vostru de familie. Dacă aveți un medic de familie, dacă nu, ar fi bine să aveți de dinainte. Mergeți la medicul de familie care ar putea să vă dea, de exemplu, trimitere dacă vreți să mergeți să nașteți la stat. Dacă vreți să mergeți la privat, din păcate, nu cred că vă ajută trimiterile. Trebuie să fi avut deja un ginecolog. Dacă nu aveți un ginecolog, eu cred că deja am vorbit despre asta în clipul anterior în care am spus ce trebuie să știi înainte să rămâi însărcinată. Nu mai țin minte dacă am spus sau nu că e bine să aveți un ginecolog. Dacă n-am spus, îmi pare rău, o spun acum. E bine ca orice femeie oricum să aibă un ginecolog la care să meargă constant, măcar la control de rutină o dată sau de două ori pe an. Mergeți la ginecolog unde să vi se facă o ecografie intravaginală, care este destul de neplăcută. Eu recunosc că până la momentul în care am rămas însărcinată nu mai făcuse niciodată o astfel de analiză, ceea ce este, mă rog, nu doare sau ceva, dar este foarte neplăcută senzația. Faceți o ecografie intravaginală și acolo se vede fătul, da? Se vede uterul, se vede tot, se văd toate cele. Apoi, medicul de ginecologul vostru o să vă elibereze o adeverință, cum că sunteți însărcinat. Și cu adeverința aia veți merge la serviciu. Depuneți adeverința împreună cu, dacă nu mă înșel, o copie din prima ecografie sau ceva de genul. Acum depinde, discutați și voi cu șeful, șefa, mă rog, cu angajatorul, să vedeți cum se procedează la ei. În cazul meu, la ProTV, am dus într-adevăr o copie a primei ecografii, care arăta că eram însărcinată în 8 săptămâni, și o adeverință eliberată de medicul de ginecologul meu, care spunea că da, prin prezenta se adeverește că X-uleasca este gravidă în X săptămâni de sarcină, cu data probabilă a nașterii în, și în cazul meu a fost august 2016, când l-am născut pe Matei.
Odată ajunse la ginecolog, atunci când vi se face ecografia aia intravaginală, o să vi se dea de făcut și câteva alte analize. Odată, analiză de sânge pentru a determina grupa voastră de sânge și RH-ul. Dacă nu le știți, e bine să le știți în caz de se poate întâmpla ceva, e bine să vă știți RH-ul și grupa de sânge. În sarcină, cel puțin, este esențial să se cunoască aceste informații. De asemenea, este bine ca și bărbatul, soțul sau, mă rog, tatăl copilului să știe ce grupă de sânge și RH are, pentru că, din punct de vedere medical, este foarte importantă compatibilitatea între RH pozitiv, negativ, mă rog, nu stau să intru în detalii. Dar e bine ca și tatăl să-și cunoască grupa de sânge și RH-ul. Puteți să faceți această analiză împreună, nu durează mult, nu costă cine știe ce și, oricum, se află pe lista de analize pe care voi trebuie să le faceți. Pe lângă acea ecografie intravaginală și testul de sânge care să vă determine grupa și RH-ul, trebuie să vă mai faceți un test de urină, un test de secreție vaginală sau Papa Nicolau, depinde, vorbiți cu ginecologul ce vă recomandă, dacă ați făcut unul recent, poate nu o să mai fie nevoie, habar n-am. Și de asemenea veți face o serie de alte analize de sânge cu hemoleucogramă, cu toate cele, trebuie să vă testați pentru BTS-uri, adică boli cu transmitere sexuală. Este un set de analize destul de complex pe care trebuie să-l faceți prima dată, ceea ce o să vă ajute oricum foarte tare pe viitor, pentru că știți că ați scăpat de analizele alea. După ce ați făcut analiza de sânge, ați făcut și ecografia, care atestă că sunteți însărcinate, ați făcut și toate analizele recomandate de medicul respectiv, ar fi foarte bine să începeți deja să vă gândiți dacă vreți să nașteți la stat sau la privat. Dacă vreți să nașteți la stat și sunteți atașate deja de un medic ginecolog, cel mai probabil că, dacă vreți să rămâneți cu medicul respectiv, veți fi nevoite să mergeți să nașteți la spitalul unde medicul respectiv activează. Pentru că sunt medici care lucrează și la privat, lucrează și la stat, pe să mai facă și o bucată de cașcaval. Și eu, de exemplu, am fost, nu neapărat constrânsă, dar eu oricum doream să nasc la privat. Ambele nașterea mele s-au întâmplat la privat. Dar am fost atât de atașată de primul meu medic ginecolog, de Luis Mendez, pe care îl super stimez și îl recomand în cazul în care aveți nevoie și sunteți în căutare de medici. Asta fac o paranteză, am născut prima dată, știți deja, la Regina Maria cu Luis Mendez și a doua oară am născut la MedLife cu Gheorghe Gică. Sunt amândoi niște medici extraordinari. Motivele pentru care am preferat să switch-uiesc medicii înainte și după asta este altă discuție, nu are rost. Motivul pentru care am plecat de la Regina Maria la MedLife n-a avut nicio legătură cu medicii respectiv, pentru că eu aș prefera să nasc tot cu Mendez și a doua oară, având în vedere că îmi știa deja corpul, sarcina și deja eram, aș fi fost la a doua experiență cu el. A fost mai degrabă o chestiune de bani, pentru că cei de la MedLife mi-au oferit o ofertă mult mai bună, o reducere consistentă de vreo 2000 de lei, ceva de genul, dacă nu mă înșel. O să discutăm imediat și despre aspectul banilor. Deci trebuie să vă hotărâți dacă nașteți la stat sau la privat. Dacă nașteți la stat, evident, trebuie să discutați cu medicul vostru și să-i spuneți, ok, am decis să rămân cu dumneavoastră, deși asta poate că este o decizie pe care ar trebui să o luați un pic mai târziu în sarcină, să vedeți cam care e treaba. Dacă sunteți hotărâte din capul locului să nașteți la privat, cu cât mai devreme, cu atât mai bine, trebuie să discutați cu un consultant, cu cineva de la spitalul privat la care doriți să nașteți. De ce spun asta? Am explicat în clipul anterior despre ce trebuie să știi înainte să rămâi însărcinată. Am discutat problema CAS-ului, problema asigurărilor de sănătate, de naștere și problema târgurilor și așa mai departe. Ca să aveți un peisaj complet la ceea ce urmează să spun acum, vă recomand să vedeți întâi materialul respectiv pe care oricum o să-l introduc eu undeva pe aici, îl las în descriere și așa mai departe. Cu cât mergeți mai devreme să discutați la un spital privat, cu atât aveți șansa să prindeți o ofertă mult mai bună la naștere, chiar dacă nașterea o să se întâmple peste 8 luni, 9 luni și așa mai departe. Dacă mergeți și semnați în primul trimestru sau cât mai devreme contractul de naștere, s-ar putea să beneficiați de niște reduceri foarte bune. Dar, repet, vedeți clipul celălalt ca să înțelegeți despre ce este vorba. Următoarea chestie ar fi să vă gândiți încă de la început dacă optați pentru naștere, dacă în capul vostru vreți să optați pentru naștere naturală sau cezariană. Acum vă spun din start, fete, femei, să nu vă supărați pe mine că urmează să vă spun asta, dar dacă vreți să optați pentru naștere cezariană,
fără ca condiția voastră medicală să impună o asemenea intervenție, sunteți proaste. O să vă pară rău. Nu vă lăsați spălate pe creier de ce vedeți în filme și la televizor despre femeile alea care și urlă în timpul travaliului. Știu că există o întreagă industrie, o întreagă mafie, dacă vreți, poate că e un cuvânt prea mare, a cezarienelor. Că sunt foarte mulți medici care recomandă cezariana unor femei super sănătoase și 100% ok din punct de vedere medical, care pot să ducă o naștere naturală, dar este mult mai combinație pentru medic sau pentru spital sau pentru ce vreți voi să se nască prin cezariană și nu natural. Acum câteva luni am vrut să fac un video pe YouTube despre diferența dintre naturală și cezariană și despre pro și contra la fiecare dintre ele și vă promit că o să fac în viitorul apropiat un material despre asta ca să înțelegeți the big picture. De ce nu vă recomand să nașteți prin cezariană? Lăsăm o parte că recuperarea este mai grea, e vorba de anumite chestii care sunt benefice pentru copil și pentru voi, mă rog, ăla e un alt material, nu vreau să divagăm foarte tare. Am primit, de exemplu, foarte multe întrebări legate de faptul că eu am născut natural, deși port ochelari. Nici eu nu știam toate aceste informații până să mă confrunt cu ele. Pentru a putea să nașteți natural, este nevoie de o adeverință de la un medic oftalmolog care să vă facă o examinare la ochi când sunteți gravide. Deci eu am mers tot la Regina Maria pentru că aveam un abonament la ei deja și mi-am făcut o examinare care se numește fund de ochi. E vorba că în timpul nașterii organismul este foarte solicitat, crește tensiunea, tot încordatul ăla și scremutul și bizul și toate cele pot să provoace mici fisuri, mici vase de sânge care se spargă și așa mai departe. De exemplu, eu am o prietenă care i s-a spart un vas de sânge în ochi în timpul nașterii, că femeia era, vă dați seama despre ce efort vorbim, un fel de constipație la puterea 400. Și în astfel de momente există riscul de dezlipire a retinei la persoanele care poartă ochelari. Eu am fost la medic, la oftalmolog, mi-a făcut acea analiză la ochi și medicul mi-a zis, da mă, n-ai nicio problemă, ochiul tău e super sănătos, e ok, chiar dacă e chior, el e sănătos. Și am putut să nasc fără nicio problemă. Deci dacă sunteți interesate și sunteți ochelariste și vreți să nașteți natural, dar vă e teamă de faza cu ochii, mergeți efectiv la un oftalmolog și vă faceți o examinare, care la fel costă câțiva lei, adică nu costă foarte mult și vi se dă rezultatul pe loc. Nu trebuie să stați nu știu câte zile să așteptați un rezultat. De asemenea, este foarte important. Odată ce ați aflat că ați rămas însărcinate, asta o să vă spună deja medicul. Este foarte bine să luați acid folic. Asta cred că am vorbit chiar în clipul anterior despre ce trebuie să faceți înainte să rămâneți însărcinate, nu mai ții minte. Unii medici vă vor recomanda vitamine din timpul sarcinii, alții nu. Depinde de voi, de cum vă simțiți voi, depinde de rezultatele analizelor. E foarte important, nu vă apucați voi ca tâmpitele să mergeți în farmacie și să vă cumpărați voi borcane de suplimente de sarcină. Pentru că nu știți de ce are nevoie corpul vostru. Cel mai bine ar fi să vi le prescrie un medic după ce vi se fac analizele. Pentru că poate tu, de exemplu, ai foarte mult fier în organism sau poate că ai suficient fier în organism, dar tu nu știi chestia asta și te apuci ei după ureche, nu știu ce vitamine ia prietena ta și te trezești după aia că nu te mai caci o săptămână. Acum știți care e ideea? E un lucru de știut sau cel puțin din informațiile mele, asta am aflat și eu în perioada sarcinii, că un aport foarte mare de calciu, de fier, pardon, duce la constipație. Și constipația în naștere, în sarcină, este cam nasoală și cam riscantă, pentru că stai tot timpul cu impresia că o să scapă copilul în WC-ul. Asta este adevărul. Și atunci, încheiem această paranteză și cu acest exemplu care... De unde dracu ți-a venit, Alina? Mă rog, ar fi bine să luați niște vitamine, să luați niște suplimente alimentare, să luați acid folic, dar foarte atenție, ok. Dar vă rog să fiți atente, să nu le luați după ureche, ci să le luați numai la prescripția medicului vostru.
Ce ar mai fi de spus? Puteți în continuare să faceți mișcare. Dacă sunteți niște tipe active care merg la sală, puteți să faceți în continuare mișcare, dar trebuie să discutați în continuare cu medicul, pentru că nu mai puteți să trageți 80 de kg la piept sau eu știu ce gen de mișcare faceți voi. Nu trebuie să vă supra-solicitați din punct de vedere fizic. Evident că trebuie să fiți un pic mai atente, să fiți un pic mai atente la ce mâncați, la vicii. Dacă fumați, știți bine că ar fi indicat să reduceți toate viciile și fumatul și alcoolul și toate cele. Eu nu o să stau să ținim unui prelegere acum despre cum să vă lăsați de fumat, pentru că știți bine că eu n-am putut și atunci ar fi culmea ca eu să stau să țin prelegerea altor femei despre cum ar trebui să se lase de fumat. Unii medici chiar nu recomandă lăsatul brusc de fumat, pentru că poate să creeze un stres foarte mare pentru mamă respectiv și pentru copil, se vrajuie ceva foarte nesănătos. Dar mă rog, nu despre asta este acest subiect. Anyhow, în momentul în care ați rămas însărcinate, fiți conștiente că atât mentalul, cât și spiritual, atât mental, spiritual, fizic și tot ce veți voi, veți trece printr-o serie de schimbări și e bine să fiți un pic mai atente cu voi și să vă îngrijiți și să vă acordați mai mult decât vă acordați în mod obișnuit. Adică să încercați să vă odihniți mai bine, merge din când în când să beți un pahar cu vin, nu spune nimeni nu, merge din când în când să băgați un mec sau închepsii, nu spune nimeni nu, trebuie doar să, dacă vreți să folosiți regula de 80-20, care este recomandată chiar și de nutriționiști, în 80% din timp mă comport ok, numai că în 20% mai bag și eu câte o șaurma cu de toate, că sunteți oameni și ok. Nu trebuie să faceți caz din chestia asta, de mâine nu înseamnă că gata, aulă, nu mai fac nimic, mănânc numai apă, mănânc numai salată, beau numai apă. Nu, este o tâmpenie, chiar nu este recomandat să începeți regimuri, nu vă stresați dacă o să vă îngrășați și dacă vă îngrășați, care e problema? Sarcina durează, după aia trece și după aia puteți să băgați curul la sport și să aveți grijă la alimentație după ce nașteți. E ok. Eu la sarcina cu Matei m-am făcut cât o vacă și la sarcina cu fetele eram atât de slabă că nu mai fusesem cred că decât în liceu, atât de slabă. În schimb aveam un burtoi gigantic. Sarcinile diferă de la o femeie la femeie și chiar două sarcini la aceeași femeie nu sunt la fel. Vă ajută foarte tare exercițiile Kegel în cazul în care vreți să nașteți natural, ceea ce vă recomand again. Exercițiile Kegel presupun încordarea și relaxarea mușchilor pentru băieți, acum mușchilor din zona vaginului, din zona pelviană, cred, da, așa. Dați un Google și interesați-vă că este foarte benefic. Exercițiile Kegel vă vor ajuta să aveți un travaliu și o naștere mai ușoară, tocmai pentru că de acolo o să iasă copilul și atunci cu cât mușchii sunt mai puternici și voi când împingeți în timpul nașterii, dacă mușchii sunt blană, împingeți mult mai bine și copilul iese mai ușor. Deci este benefic pentru voi. De asemenea, este bine de știut în sarcină că unele femei vor suferi de incontinență urinară, ceea ce înseamnă că strănuți și te mai piși pe tine din când în când nu este un sentiment plăcut. Mi s-a întâmplat și mie și la majoritatea femeilor care sunt însărcinate, pentru că este evident, ai un balon cu pietre, ai un burtoi gigantic care ți apasă pe organe, pe vezică, pe toate cele și mușchii sunt întinși la maxim, sunt foarte solicitați și atunci nu-și mai pot face treaba foarte bine. Dar dacă faci exerciții Kegel, te vor ajuta cu siguranță să catch your shit together acolo. De asemenea, vă anunț de pe acum că veți fi bombardate cu sfaturi din toate direcțiile, dar vă rog frumos să fiți femei raționale și să nu înghițiți orice gălușcă. Dacă veți primi sfaturi de la femei mai în vârstă, care vor veni către voi cu cele mai bune intenții, vă rog să le treceți prin filtrul rațiunii, vă rog să vă documentați, să avem Google astăzi, lăsați o moale cu forumurile unde se adună toate nebunele, aveți grijă în ce grup de Facebook intrați, pentru că din nou sunt toate nebunele pe acolo, stați departe de toate teoriile imbecile și medievale care încă mai circulă printre noi. Indiferent cine și ce vă dă sfat, ce sfat vă dă, trebuie să vă documentați înainte, nu înghițiți gălușca. Veți fi panicate, veți fi speriate, veți fi poate chiar îngrozite. Unele femei devin depresive, este absolut normal. Try to keep your shit together, o să fie bine, indiferent de ceea ce simți acum la început, o să îți dai seama că pe parcurs lucrurile se vor mai relaxa, pentru că și corpul tău, care faza corpul știe deja ce are de făcut.
Și e important pentru noi ca mentalul să fie bine. Și asta ține de voi. Eu, de exemplu, mi-aduc aminte, cred că eram în luna a doua, a treia de sarcină, nici nu mai țin minte. Și nu știu ce dracu m-am mâncat pe mine în cur într-o seară, să caut eu să văd cum arată nașterile naturale pe YouTube. Bă, băiatule, am crezut că nebunesc. Am început să plâng, m-a luat o groază, dar n-am cuvinte. L-am sunat pe Adi, plângeam cu mucii, spuneam, aoleu, băi, că am văzut cum sunt nașterile naturale și eu nu cred că pot să trec prin asta. Și asta, vă dați seama, era, nu știu, într-o ședință, era cu treabă și încerca să mă calmeze la telefon, dar fără să folosească foarte mult cuvântul sarcine sau naștere. Mă rog, inclusiv chestiile astea sunt normale, să știți. Dacă aveți în jurul vostru prietene care au născut deja, e important să mergeți să discutați cu ele și spuneți-le sincer, fata, tu cum te simți când erai însărcinată? Pentru că, uite, eu sunt speriată, mie mi-e frică, eu sunt aia. Încercați să țineți paranoia la un nivel cât mai scăzut. E normal să vă gândiți, eu de exemplu am avut gândurile astea, aoleu, dacă nasc un copil cu sindromul Down, aoleu, dacă nasc un copil cu cine știe ce malformații, aoleu, ce mă fac. Este normal să vă gândiți și la lucrurile astea. Din fericire, cel puțin în cazul meu, totul e bine și a fost ok. Desigur că, statistic vorbind, există niște femei care, la care lucrurile nu merg atât de bine, dar fără să aveți niște rezultate ale unor analize care să indice că ar fi o problemă în sarcină, evitați să fiți paranoice și să vă gândiți la toate lucrurile astea. În timpul sarcinii veți face desigur o grămadă de investigații și de tot felul de alte analize și o să depistați din timp dacă există riscul ca copilul vostru să aibă un cine știe ce sindrom. Dar nu vă stresați foarte tare pe chestia asta. Cred că cel mai important lucru în sarcină, poate uneori mai important decât alimentația, este capul vostru. Capul, de acolo pleacă toate. Și în rest, ce pot să vă spun? Dacă v-a plăcut acest material și dacă ați învățat chestii utile din el și dacă mai vreți în continuare astfel de materiale, vă rog să-mi lăsați un comentariu jos și să-mi spuneți ce v-ar interesa să mai facem. Știu că mi s-a cerut intensiv pe Instagram să vorbesc despre diversificare și despre colici. Am, credeți-mă, enorm de multă experiență la faza cu colicii și chiar aș putea să vă dau niște sfaturi pe care să le niște sfaturi care să vă ajute cu adevărat. Și despre diversificare pot să vă vorbesc, având în vedere că eu nu știu dacă nu mă numesc norocoasă din nou, pentru că știți că am vorbit despre asta. Nu sunt o mamă norocoasă pentru că toți copiii mei mănâncă, ci sunt o mamă care s-a pregătit, s-a documentat, a învățat și care a căutat informații în multiple surse. Vreau să vă spun, și asta probabil că o să o repet și în clipul despre colici când o să-l facem, că mă surprindeam pe mine la 4 dimineața fumând în bucătărie sub hotă și căutând pe net articole în germană sau în olandeză, traducându-le cu Google Translate ca să înțeleg ce spun alți medici sau ce se vorbește despre colici în alte culturi. E foarte important, acum în era internetului, să știți că aveți acces la orice informație pe care o căutați, numai nu fiți limitate numai la site-urile din România, care de multe ori doar iau informații de pe site-uri banale din afară și le traduc și sunt niște informații generice. Nu vreau să discreditez sub nicio formă site-urile care oferă informații mamelor, pentru că eu mi-am luat destul de multe informații de pe acele site-uri și fac o muncă extraordinară, motiv pentru care ne ajută foarte tare toate aceste site-uri cu sfaturi pentru mame, sarcină și așa mai departe, dar nu toate materialele sunt foarte bine documentate și nu sunt de fapt complexe. Nu ți se explică concret anumite informații și asta o să fac eu în viitorul apropiat când o să vorbesc despre faza cu colicii și la fel o să vă vorbesc și despre diversificare. Asta a fost clipul de astăzi, vă mulțumesc foarte mult, sper că v-am ajutat. Din nou, lăsați în comentarii cum vi s-a părut clipul, în cazul în care ar fi trebuit să spun ceva important și poate că mie mi-a scăpat, sau în cazul în care mai sunt informații importante, dar pe care poate eu nu le-am aplicat, poate că eu n-am știut de anumite lucruri, vă rog să scrieți în secțiunea de comentarii, că cu siguranță aici se vor aduna
viitoare mame sau actuale mame la început de sarcină, care evident dacă ajung aici înseamnă că sunt în căutarea unor informații. Deci scrieți-mi în comentarii dacă mai sunt chestii importante pe lângă cele pe care le-am menționat eu, de care ar trebui să știe viitoarele mame. De asemenea, în timpul sarcinii am fost la niște cursuri despre care aș putea să vă vorbesc dacă vreți. E bine și este de recomandat și pentru bărbați să ia parte la anumite cursuri, să vină alături de voi, să învețe și ei cum să se comporte, să înțeleagă și ei ce se întâmplă. Pentru că, de exemplu, m-a sunat la un moment dat cineva și mi-a spus: băi, Alina, nevastă mea e însărcinată și să mă rog dacă știu cum să mă comport cu ea, că parcă orice aș face nu e bine. Cu siguranță că există foarte mulți bărbați care sunt confuzi, depășiți, speriați și așa mai departe de faptul că trec împreună cu femeia lor printr-o sarcină, dar mai ales femeia, vă dați seama că noi suntem alea terminate și bărbații alături de noi, nu uitați și de ei că și ei trec prin niște schimbări. Gândiți-vă că bărbații nu mai au lângă ei aceeași femeie, au o nebună hormonală care se îngrașă, care acum vrea castraveți murați, care acum nu mai vrea castraveți murați, care poate nu mai face sex de frică. Apropo, să știți că sexul se poate întâmpla în continuare în timpul sarcinii cu anumite atenționări, să nu vă fie rușine să întrebați ginecologul cum stă treaba cu sexul. Pentru că o să vedeți că cel puțin la începutul sarcinii nu o să fie niciun sens. Discutați oricum cu ginecologul și să vă spună exact care este treaba. Bun. Gata. Ăsta a fost clipul. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Dați-mi un follow pe Instagram, vă rog, am și uitat să mai menționez asta în ultimele mele clipuri. Dați-mi și mie un subscribe, vă rog. Văd că deja a crescut un pic numărul de la ultimul material pe care l-am urcat, în care v-am rugat să-mi dați și mie un subscribe, pentru că văd acolo statistici că vreo, acum nu mai știu cât sunt, dar erau vreo aproape 50%, că 40%, să zicem, dintre voi vă uitați la clipurile mele fără să-mi dați subscribe. Păi e frumos așa ceva. Dați-mi și mie un subscribe, vă rog, pentru că mă ajută și îmi doresc foarte tare ca până în martie, de ziua mea, respectiv pe 8 martie, să vedem dacă o să-mi reușească, să am 100.000 de subscriber pe canalul meu de YouTube. Asta a fost tot. Vă mulțumesc pentru fiecare comentariu, like, mesaj și tot ce vreți voi. Vă mulțumesc pentru tot, vă pup și aveți grijă de voi. Și sarcina ușoară și naștere ușoară. Bye!